Partea stângă a terenului, mingea se afla Costin Amzăr, plajul stânga, l-are în față pe Cătălin Hristei, transmite o diagonală, mingea pe partea stângă a terenului și iată, atac, scapă singur Costin Amzăr, se apropie de marginea careului de 17 metri, a intrat în careul de 17 metri, un dribling, șut, senzațional! 1-0 pentru Dinamo în minutul 22 al partidei. Și Crainicul Arenei, dragi ascultători, iată, anunță spectaculos golul marcat de Dinamo